Vedem chiar acum imagini de la fața locului. Jandarmii intervin la secțiile de votare din Chiajna. Vedeți chiar acum imagine, iată mașina de jandarmerie și oamenii care stau la coadă. Cu toate informațiile despre acest subiect vine colega mea, Mirabela Dumitrache. Bun găsit, Mirabela, ce se întâmplă acolo? Așa este, Dragoș, au ajuns în urmă cu puțin timp jandarmii. Sunt mai multe efective de poliție, jandarmi, cu toții supraveghează ce se întâmplă la această secție de votare din Chiajna. Situația este puțin tensionată, să știți, aici, pentru că de o parte sunt unii nemulțumiți care spun că se mișcă lucrurile foarte greu. Sunt câteva zeci de persoane la această oră, vi arată acum Marius Alex în imagini. Însă, în interior, spun cei de la coadă, că s-ar mișca lucrurile greu și asta intenționat, spun ei, pentru că nu s-ar dori să fie lăsat să voteze. Sunt multe tabere aici, unii care sunt care preferă pe actualul primar, celălalt o altă preferință electorală și practic s-au format niște tabere care în momentul de față sunt într-o dispută. Este situația tensionată, vă spuneam, nu numai aici unde au venit jandarmii să gestioneze lucrurile, să aibă grijă că oamenii nu se intră în conflicte și lucrurile sunt menținute cu calm, dar și la secția de votare la doi pași de Chiajna în Roșu. Acolo sunt foarte mulți oameni nemulțumiți de asemenea că stau mult timp la coadă, că nu sunt lăsați să intre. Acolo au fost semnalate și niște incidente. Se pare că într-un singur buletin de vot au fost găsite alte 5, interesant de văzut și de cercetat în continuare de către anchetator cum a fost posibil așa ceva. Sunt incidente acolo pentru că spun ei că de o parte cei care sunt în tabăra actualului primar fac turism electoral, susțin aceștia care sunt la secția de la Roșu, că igară îi transportă pe cei care îl preferă pe actualul primar și că pur și simplu ar încerca în felul acesta să încetinească procesul de votare intenționat. O să vedem în continuare ce se întâmplă aici. Cert este că în această dimineață au ajuns jandarmii și polițiștii pentru că era aglomerație și s-a simțit tensiunea. Au fost semnalate de către cei de la autoritățile locale tensiunile de aici din Chiajna. Noi o să rămânem în continuare aici și o să vedem în continuare dacă mai vin și alte forțe de ordine și cum o să fie gestionată situația aici în Chiajna. Este o zonă sensibilă, Drago, să știi, pentru că am dat și noi zile trecute la România TV faptul că aceste tabere electorale practic au fost motivele, susțineau cei din Chiajna, pentru care s-au ajuns la acea răfuială din luna iulie între cele două familii cunoscute în Chiajna, între familia Iordan și familia Raiciu. În momentul de față sunt foarte mulți alegători care spun că între cele două familii ar fi o dispută în aceste momente, pentru că unii aduc alegători la o secție de votare pentru a încetini procesul de votare, cum se întâmplă la secția din Roșu, de lângă Chiajna, și ceilalți încearcă tot felul de diversiuni la o altă secție de votare. Să urmărim ce se întâmplă, să știi că la IPJ Ilfov de acolo înțelegem că nu a venit niciun apel la 112 până în momentul de față, cum că ar fi vreun incident semnalat. Cert este că cei din Roșu ne-au semnalat că au existat incidentele pe care vi le-am spus mai devreme, faptul că au existat 5 buletine de vot într-unul singur și au anunțat poliția locală. O să rămânem în continuare aici și vă arătăm toate imaginile și informațiile cele mai importante de altfel de îndată ce vor apărea. Suntem 200 de proști aici și ele inteligente. Bună ziua! Stați de mult? Stăm de mult, normal că stăm de mult. Și au intrat unii în fața noastră? A venit inteligent ăla. Cum se merge din ce ați observat până acum? Foarte prost. Dar de